Salutare, oameni buni! Iată-ne la un nou vlog. Vă salutăm din bucătăria noastră de acasă, eu și soția mea. Vrem să pregătim astăzi o zamă de varză. Nu mai spun supă sau ciorbă, că nu mai știu supă sau ciorbă, dar zama așa 100% este corect spus. Și vă arăt ce și cum pregătim. Ia uitați, aici avem varza de la magazin de data asta și avem aici niște afumături gata tăiate, trebuie să le spălăm. Vom pregăti cu lapte și o să punem și o roșie în zama noastră de varză. Am poftit și asta vom face, stați aproape să vedeți ce bunătate facem și de data asta. Am tăiat cuturul, am luat o parte din frunză care a fost murdară, aia de deasupra, așa, și v-am arătat în mai multe vloguri cum tăiem cât mai subțire, așa ne place nouă, dar dumneavoastră puteți tăia cum doriți. O să revin când este gata. Deja pregătim zama noastră de varză. Vedem, aici avem două jumătăți de țelină, o roșie, un morcov, doi morcovi. Și acum vom introduce afumăturile spălate. Aici sunt spălate de apa curată. Atât am spălat până a rămas apa curată, ca să dea gust. Așa. Și vom introduce varza tăiată mărunt și dăm foc. Acum îi dăm foc și vom folosi ingredientele pe care obișnuiam: sare, piper, paprika, lapte și cimbru. Un pic de cimbru trebuie la zama noastră de varză. A început să fiarbă. Ia uitați ce... Să spargă asta, să fiarbă și după o scot afară după ce o fiert gustul din ia și țelina, iarăși o scot. Uitați, avem aici cimbru. Ne place cimbru mult în varză. Așa că mai lăsăm să fiarbă. Uitați, deja are culoare de la legume, deși de la afumătură, sigur. O să facem iarăși un rântaș cu lapte. Și așa vom turna peste el, vom face o zamă de varză așa cum trebuie să fie. Dar trebuie să mai fiarbă încă. Îmi place să fie bine fiert varza. Ia uitați, așa am făcut întreașul, ce culoare faină, prăjit frumos, în untură de porc. Și punem lapte peste. Când s-a încălzit laptele, începe să fiarbă, atunci se îngroașă frumos tot rântașul nostru.
Se vede deja cum se îngrașă și o să se îngrașe foarte bine. Dacă se îngrașă prea mult, atunci diluăm un pic, arăși tot cu lapte. Și când este gata, atunci adunăm peste zava noastră de varză, prin sită, bineînțeles. Uitați ce grosuți. Să avem zeama iarăși peste pe 2, 3, 4, 3 zile, cam așa, 3 zile ne ține o oală din asta. Facem în fiecare zi zeamă, că ne place, sigur, că felul 2 facem în fiecare zi. Așa, procedăm până atâta de consistent cât vrem să fie. Ia uitați, oameni buni, ce bine arată supa sau zama noastră de varză. Ia uitați. Așa că sper să vă fac poftă să faceți această zamă. Am aici una de iute. Și o să mâncăm zeamă și eu mai târziu să mâncăm felul 2, că haideți să gustăm. Încă este fierbinte. E o zeamă de varză cum trebuie să fie. Foarte, foarte bună. Varza are un gust anume, ceea ce este în armonie cu cimbru și afumatura i-a dat tot ce trebuie, un gust nemaipomenit. Să gustăm și afumatura. Numai bună. E minunat de bun. Chiar este foarte bun. Dacă faceți rețeta aceasta, eu vă doresc poftă bună. Dacă ați ajuns până aici cu vizionarea, vă mulțumesc foarte mult. Vă rog frumos să dați un subscribe, să apăsați pe clopoțel, vă rog să vă abonați, am nevoie de abonați mai mulți. Așa că până la următorul vlog, aveți grijă de dumneavoastră, axați-vă pe lucruri frumoase, lucruri pozitive, pentru că viața este frumoasă și merită trăită.